În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre tânărul reghinean Raul Sabău, care la doar 25 de ani conduce un birou de topografie. Materialul despre sprijinul oferit de Fundația Diaconia persoanelor vârstnice și bolnave a fost pe locul 2, iar pe 3 s-a aflat știrea despre multiplul campion la Scandenberg, uriașul Dănuț Borbil. Și pe pagina de Facebook Dareghin TV, cel mai mare interes l-a trezit știrea despre activitatea de succes a reghineanului Raul Sabău. Informația referitoare la serviciile medicale și sociale oferite persoanelor vârstnice și bolnave a fost pe locul 2. Iar pe 3 în topul audienței regăsim portretul celui mai titrat român la Scandenberg. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV.